și Asiana Peng. Acestea sunt primele nominalizate pentru eliminare. Dacă vreți ca Cristina să rămână în competiție, trimiteți SMS cu textul Cristina la 1230. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Dacă vreți ca Elena să rămână în competiție, trimiteți textul Elena prin SMS la 1230. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Dacă vreți ca Asiana să rămână în competiție, trimiteți cuvântul Asiana prin SMS la 1230. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Din acest moment, dăm start vot. Puteți vota timp de o oră pentru favoriții voștri. Și acum mă întorc la voi, drage nominalizate. Cristina! Da. De ce crezi că ar trebui să rămâi în această competiție? Așa cum am spus și mai devreme, această competiție, Survivor, nu este doar o competiție sportivă. E mai mult decât atât. Că nu doar la final rămâne unul singur. Cred că colegii mei sunt pur și simplu sub impresia pierderilor din toate jocurile pe care le-am avut până acum și consideră că doar competițiile sportive, mă rog, la care poate nu m-am descurcat excelent, nu m-am descurcat bine, contează. Însă cu timpul își vor da seama că nu asta înseamnă totul. Sunt mult mai multe lucruri pe care eu le-am făcut de-a lungul timpului, de când suntem acolo pe insulă. Mulțumesc, Cristina. Elena? Da. Te așteptai la această nominalizare? În momentul în care ești într-un concurs, trebuie să te aștepți la absolut orice. Respect decizia lui Ruby. Consider că fiecare are o strategie pe care o aplică. Asta a fost strategia ei. Și vom vedea de aici înainte ce va fi. Dar ți-am zis, Elena, că te votez. Mi-a și spus. Pentru că ești cea mai populară și sigur ești salvată. Da. Ți-a spus înainte. Da, i-am spus. Asiana? Da. Cum vezi tu această nominalizare? Este alegerea lui. Perspectiva fiecăruia. Dar tu, Asiana, îți dorești să rămâi în competiție? Evident. Nu de asta am venit, să rezist cât mai mult. Asiana, oricum ar fi fost, era salvată pentru că este dulceața acestui grup, este cea mai mică, este mezina și, na, într-un fel sunt invidioasă pe ea din punctul ăsta de vedere, dar nu-i nimic. Ce? Se pare că a fost salvată Asiana? Se pare că n-a fost salvată, nu mă așteptam, dar asta nu a venit în urma voturilor echipei. Noi ne-am gândit de când ne-ați pus asta de gât, a fost așa, ca un ștream. Lino, te rog, ia-ți colierul înapoi. L-ai câștigat pe merit. Ca să vă mai crească inima puțin, totuși, aș vrea să-l invit alături de noi pe Augustin Viziro. Noi nu pierdem noi! Așa nu în cap aș nasul vostru. Augustin, ce bine miroși la subrați, ești bun? Cum sunteți? Cum sunteți? Ce subrați curat ai! Ce subrați curat ai! Ce bine! Spirați părul! Purtica la locul ei! Ușor cu piciorul. E rău, e rău piciorul. Augustin, noi ne gândeam că vii tu și te mutăm toți pe tine și scăpăm de
o grijă. Parcă ai stăbit la față. Am slăbit de nervi. De nervi și de supărare că nu pot să fiu cu voi. Haideți, așezați-vă. Hai, treceți la lucruri. Bună seara, Augustin. Mă bucur să te văd. Mă bucur că ești alături de noi. Și eu mă bucur că sunt alături de echipa asta frumoasă și de echipa adversă. Urâta! Nu e urâților! Știi care? Mă gândeam la o chestie. Îmi pare rău că te-ai accidentat. Și mi pare și mai rău că te-ai accidentat. Ideea este că mă gândeam înainte să vin aici. Echipa noastră, fiecare dintre noi am avut noroc în viață la un moment dat și am ajuns cineva. Robi, Cântăreață, Lino, Cezar, Boxer, Bogdan, toată lumea au reușit în viață. Ei vor să răzbească în viață și pentru asta au tot respectul meu. Și știu că ăsta este punctul lor forte, pentru că își doresc foarte mult să câștige, pentru că vor să arate lumii întregi că și ei sunt speciali. Augustin, ai sfaturi pentru colegii pe care îi lași aici? Sfaturile mele pentru ei sunt simple. Cu cât sunt mai relaxați și atenți la detalii. Oni, știi foarte bine cine ești. Lasă nervii deoparte, că atunci o să dai randament mult mai mare. Lino, de acum încolo, ce o să faci aici o să te definească ca om în viață. Să ai mare grijă. Da. Și restul echipei... Și mie. Îți zic și ție. Așa ce e. E superbă, superbă, minunată. Atât, în rest, e frumoasă. Nu, toți, să aveți mare grijă de voi. În primul rând, sănătatea este cea mai importantă. Să aveți grijă să vă protejați. Să aveți grijă unii de ceilalți. Să nu uitați că este un joc. Să vă distrați, să vă simțiți bine. Când e cazul, o să fie și nervi, și încrâncenări și așa mai departe, dar vă doresc să aveți baftă și să vă îndepliniți obiectivele fiecare. Îți mulțumim, Augustin. Îți dorim însănătoșire gramnică. Vă mulțumesc frumos și pentru cei de acasă. Nu-mi cer scuze că nu e în firea mea, dar pot să spun că îmi pare rău că n-am reușit să... să le arăt celor care mă urmăresc de atâta timp că se poate face orice pe lumea asta. Și am venit aici cu așteptări foarte mari, nu în ideea de a câștiga sau de a fi faimos. Știu că sunt mulți copii care ne urmăresc și vreau să fiu un model pentru ei toți, pentru că viața mea s-a schimbat radical în ultima vreme, pentru că îmi voi întemeia o familie nouă-nouță când ajung acasă. Bine! Cine-i tată de fată? Și mă însor, o să am și un copilaș și este o bucurie enormă în sufletul meu și din momentul când am aflat, singurul meu obiectiv era să fiu un model pentru copilul meu și atunci mă gândeam că dacă pot fi pentru copilul meu, de ce să nu fiu și pentru alți copii? Îți mulțumim, te rog să ții la revedere de la colegii. Nu poate să rămână arbitru nostru, să rămână așa puterea noastră și ăla care ne dă... Haideți aici, haideți aici, haideți aici, alei mei, haideți! Aveți grijă de voi și fiți atenți, vă zic așa, aveți grijă la Lola, că intră în mintea voastră. Să intre în mintea voastră. Aveți grijă de voi.
Aș vrea să vă aduc aminte că dacă o susțineți pe Cristina și vreți să rămână în competiție, trebuie să trimiteți textul Cristina prin SMS la 1230. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Dacă vreți ca Elena să rămână în competiție, trebuie să trimiteți cuvântul Elena prin SMS la 1230. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Și dacă o susțineți pe Asiana și vreți să rămână în Survivor, trimiteți SMS la 1230 cu textul Asiana. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Mă întorc la voi. Fiecare dintre cele trei nominalizate, vă rog să dați câte un mesaj scurt pentru telespectatori. De ce ar trebui să rămâneți în competiție? Cristina, ai cuvântul. Dragii mei, cei care mă urmăriți de atâta timp, atât la televizor cât și pe rețele de socializare, știu că mă apreciați și știu că mereu mi-ați trimis mesaje de încurajare. Acum este momentul să mă susțineți. Mulțumesc, Elena. M-am simțit extraordinar de la început aici. Mi-ar plăcea din suflet să rămân. Dacă ei sunt de părere că eu merit să fiu aici, să mă voteze. Dacă nu, nu. Mulțumesc. Asiana? Consider că nu am arătat în acest concurs tot ce îmi stă în putință să realizez. De aceea îmi doresc ca cei de acasă să mă voteze, ca să pot merge mai departe. Vă mulțumesc tuturor! Dacă vreți să rămână Cristina în competiție, dați SMS la 1230 cu textul Cristina. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Dacă vreți să rămână Elena în competiție, dați SMS la 1230 cu textul Elena. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Dacă o susțineți pe Asiana, dați SMS la 1230 cu textul Asiana. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclusă, valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este aplicabil în mod automat. Acesta a fost primul consiliu de nominalizare din Survivor România. Cine a primit cele mai puține voturi din partea publicului, veți afla sâmbătă. Până atunci, toate bune și noapte bună. Să ne vedem cu bine! Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.